Muzeul tiparului și cărții vechi românești din incinta Complexului Național Muzeal Curtea Domnească din Târgoviște a găzduit o activitate inedită dedicată sărbătoririi Zilei Limbii Române. La inițiativa profesorului de limba română Florentin Gheorghe și a profesoarei Doina Enache, copiii au avut parte de o lecție de gramatică și istorie într-un spațiu muzeal dedicat primelor tipărituri din spațiul românesc și primelor cărți scrise în limba română. Foarte apropiat de cultură, vorbim de Matei Basarabei de la Târgoviște, de domnitori de la Târgoviște, 1603-1654 și Vasile Lupu, care a domnit în Moldova. Ei au fost și prieteni și dușmani și paia prieteni, da? Da, până ne interesează acum altceva. Și anume că la Târgoviște, prima carte, cărțile diferite în limba română, avem Evanghelia Învățătoare, Dreptarea Legii. Gramatică, literatură. Gramatică. Gramatică. Astăzi, miercuri, 31 august, sărbătorim Ziua Limbii Române și ne aflăm aici, suntem profesori și elevi, în special de la Școala Gimnazială Dora Dales din Bucșani, dar văd că au venit foarte mulți alți copii și de la alte școli. Suntem la Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi Românești din Curtea Domnească din Târgoviște. Ne-am ales această destinație pentru că reprezintă foarte simbolic începuturile scrisului și practic ale limbii române. Vom avea mai multe activități, acum copiii sunt în interiorul muzeului, doamna ghid le explică cum a evoluat scrierea și cum au evoluat astfel și cărțile și tipăriturile de pe teritoriul țării noastre, după care vom avea câteva activități prin care vom sărbători limba română. Noi credem foarte mult, eu și colega mea, profesoara Dorina Enache, credem foarte mult în activitățile și în educația non-formală. Avem câteva activități tare drăguțe care sperăm să le trezească copiilor admirația, respectul față de limba română și față de folosirea corectă a ei. N-ar fi fost posibil această activitate fără partenerii noștri, Complexul Național Muzeal Curtea Domnească din Târgoviște, care ne-au pus la dispoziție întregul complex. Intrarea este gratuită, putem să vizităm după aceea ruinele Curții Domnești, Turnul Chindiei și, bineînțeles, Muzeul Tiparului. Vă mulțumim și la mulți ani limba română! Activitatea de astăzi este evident dedicată limbii române, pentru că sărbătorim pe 31 august ziua limbii noastre și ne bucurăm tare mult că, în afară de elevii de la școala noastră, la această activitate au venit și elevi din Fieni, din Târgoviște, din București chiar, și pe lângă copii la această activitate participă și părinții, participă colegii noștri din școală, profesori care au venit cu copiii lor ca să vadă această activitate, deși sunt mai mici, nu sunt copii de gimnaziu. Ne bucurăm de asemenea că vom avea activități atât formale cum este aceasta, cât și informale, pentru că după ce terminăm această activitate o să mergem cu copiii pe centru vechi ca să ne bucurăm de sfârșitul vacanței, după ce sărbătorim Ziua Limbii Române și ne vom bucura de sfârșitul vacanței cu o pizza. Astăzi am venit aici pentru că mi se pare o sărbătoare care chiar merită sărbătorită, pentru că am venit aici ca să învăț mai multe despre gramatică și să învăț să vorbesc mai corect și am venit să mă distrez. Foarte importantă Ziua Limbii Române, deoarece suntem români și trebuie să vorbim corect, trebuie să ne respectăm țara și limba, desigur,